Elevii participanți au fost constituiți în echipaje mixte de câte 10 membri care au trebuit să parcurgă atât probe teoretice cât și probe practice, ce au conținut elemente care le-au testat viteza, agilitatea și îndemânarea. Mi s-a părut un concurs foarte constructiv și ne ajută mai mult în viață. Care a fost partea mai dificilă? Prima parte, teoria. Eu a trebuit să fac traseul și proba cu targa și mi-a plăcut foarte mult. Interesant, fiind primul an în care participăm și plin de fair play. Particip de câțiva ani bun la această competiție. Din ce în ce copiii sunt mai bine pregătiți și este o competiție frumoasă, o competiție care îi solicită atât din punct de vedere intelectual cât și din punct de vedere fizic. Așa cum ați întrebat și copiii, au o pregătire de cel puțin 5 săptămâni. Concursurile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Teleorman, Liceul Tehnologic numărul 1 din Alexandria, Crucea Roșie și Consiliul Județean Teleorman, au ca scop atragerea și educarea copiilor și elevilor prin acțiuni de prevenire a incendiilor, încercând totodată să contribuie la dezvoltarea spiritului competițional și de echipă. Am avut foarte multe echipaje înscrise la cele două concursuri, respectiv 6 echipaje la Prietenii Pompierilor, 3 de băieți, 3 de fete, iar la concursul cu Viața mea păr viața, cu tematică de protecție civilă, au fost înscrise 12 echipaje. Cei mai buni dintre concurenți au fost răsplătiți cu diplome de participare și premii în bani asigurate de Consiliul Județean Teleorman. De asemenea, învingătorii vor merge mai departe la faza regională a acestui concurs.